o să ridic o întrebare. Are rațiunea limită? Sau să pune altfel problema? Există o cunoaștere suprarațională, o anumită intuiție mistică sau estetică a realității, care depășește sfera rațiunii care este limitată, sau, din potrivă, adevărata cunoaștere este rațională, adică adevărul este rațional. Problema e veche de pe lumea grecilor și dacă vă amintiți de faimoasele dialoguri ale lui Socrate cu Sofiștii. Diferența între ei este că Sofiștii consideră că rațiunea este ceea ce americanii în special, în limba engleză de americane înțeleg prin reason. Și americanii când spun reason, care se trage prin rațiune, înțeleg o opinie personală. Și cred că acest reason reflectă exact concepția sofiștilor din timpul lui Socrate și, în general, concepția uh, despre rațiune, celor care se cunosc raț mai rațional decât alții care absolutizează rațiunea. În timp ce Socrate crede că rațiunea este logos și logosul este ceva ind care precede mintea omului. Ca tare, în ultima instanță, logica este ontologie uh, și tot ceea ce este real e rațional, în ultima instanță, chiar dacă uh, uh, cunoașterea cunoaș se limita. Da, vreau să pun întrebarea foarte practic și o să dau un exemplu. Dacă văd o floare și la un moment dat văd ce frumoasă este și am așa o, 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 o răpire sufletească. Și mă gândesc că, eu nu, cum spune Blaga, eu nu strivesc corola de minune a lumii. Da? Floarea asta are o anumită frumusețe eternă și eu intuiesc această frumusețe eternă pe bază estetică sau mistică, dar e ceva ce depășește sfera raționalului. Sau un tânăr vede o femeie sau o fată frumoasă și iarăși percepe ternul feminin și are visuri și iar se gândește la aspecte transcendentale. În același timp vorbesc analitic despre floare, despre fata frumoasă și reduc totul la ceva ce nu cuprinde această totalitate frumuseții a vieții. Și asta este o problemă care i-a chinuit pe romantici încă din secolul XIX. Anume că dacă vrem să cunoaștem lumea, să o înțelegem, trebuie să lăsăm la o parte gândirea analitică și rațională și să o simțim, să o trăim. Bun, poate fi o adevăr în, în poziția romantică. Dar, totuși, mă întorc aici la întrebarea fundamentală dacă rațiunea este limitată sau nelimitată. Și dacă este nelimitată, înțeleg că este, așa cum o vedea Socrate și Platon, ontologică. Și nu este doar un limbaj al minții noastre sau al gurii noastre. Problema se pune în timpul nostru și sub alt aspect, este matematica. Doar un limbaj, matematica fiind, în sens modern, știința relațiilor logice dintre lucruri. Este doar un limbaj sau este o știință? adevărat. Și așa să plecăm de la problema romanticilor, da? Deci, la sfârșitul secolului XIX-XVIII, Manuel Kant scrie Critica Raționii Și care este premisa cărții Critica Raționii În termeni foarte simpli, adică chiar simpliști, dacă vreți, da? Care este problema aici? Cea mai mare cucerire a științei, a gândirii logico-matematice, în timpul lui Kant, este Mecanica Newtoniană și, mă rog, cosmologia Newton-Laplace. Așadar, când pleacă de la premisa că mecanica Newtoniană este adevărată, legile lui Newton sunt adevărate. Și dacă legile lui Newton sunt adevărate, ce înțelegem din aceasta cu privire la felul cum operează mintea noastră și care sunt limitele rațiunii care a descoperit legile lui Newton? Prima limită este aceea a sensibilității noastre, adică a percepției. Noi percepem lucrurile în spațiu și timp. Și nu putem să gândim lumea, altfel cât o percepem, adică într-un spațiu și timp newtonian. Timp absolut, spațiu absolut. Timpul și spațiul este un receptor, un container vid, în care, mă rog, există să mișcă obiectele mecanice, iar timpul este ceva ce trece uniform în acest spațiu. În secolul XIX avem nemulțumirea romanticilor față de aceste limite și, bun, dacă asta sunt limitele gândirii, adică un univers mecanic sau o gândire mecanicistă, atunci noi vrem să trecem dincolo de spațiu, de timp, de relația cauză-efect și asta o facem prin intuiție. Și de aici eu nu strivesc corola de minunea lumii. Acum, în secolul XIX, Maxwell formulează legile electromagnetism. Și una dintre cele trei ecuații ale lui Maxwell spune că viteza undelor electromagnetice este constantă. Este totdeauna produsul între frecvență și lungimea de undă și este 300.000 de kilometri pe secundă aproximativ. Și pentru că deja se măsurase viteza luminii în vid, de aici concluzia că și lumina este undă. Dar aici se ridică o problemă. Înseamnă că, totuși, Newton nu are dreptate. Este ceva dincolo de relativitatea galileană care stă la bază lui Newton. În sensul că dacă un obiect se mișcă vis a -vis de o rază de lumină și nu poate percepe acea rază de lumină decât mergând cu aceeași viteză constantă în vii, 300.000 de de km pe secundă, cifră rotundă, atunci pică. Ga -ă, relativ de la galeriană implicit pică toată mecanica lui Newton și de aici criza fizicii. nici totdeauna se leagă aici de pe terului luminos ca să arate că uite că care sunt limitele cunoașterii, dar uite ce-a urmat după aceea. În 1887 are loc experimentul michelson Morris în America. Doi fizicieni fac un experiment în care reușesc să măsoare viteza Pământului relativ la viteza luminii în vid. Adică, mă rog, dacă mergi în direcția razei de lumină, trebuie să pară că lumina merge mai încet decât 300 de km pe secundă. Dacă te depărtezi raza, dacă te apropie de raza de lume, dacă mergi în. în te apropie de ea, din potrivă, trebuie. viteza Pământului trebuie adunată la 300.000 de km pe secundă. În mod foarte simplist, experimentul e mult mai complicat, dar în mod foarte simplist, concluzia este că Pământul stă pe loc. Pentru că viteza luminii rămâne constantă în orice, din orice direcție ai lor. Și atunci, o problemă în fizică și uh, Corat uh, Lorenz uh, are o soluție ad hoc. Un obiect se comprimă în direcția în care merge cu un anumit coeficient. Și acest coeficient este legat de un radical. Gamma. Coeficientul gala egal cu radical din 1 minus viteza la pătrat supra viteza la, la pătrat. Destul de simplu. În sensul că dacă viteza obiectului este egal cu viteza luminii, atunci avem un 0 și spațiul, înmulțit cu coeficientul Lorentz, devine 0. Deci am putea spune acel obiect dispare, practic. Nu mai există, e 0. Deci volumul este 0, înseamnă că a dispărut. Dacă însă inversăm spațiul și termenele în ecuație și calculăm timpul, vedem că timpul devine infinit la, la viteza luminii. Și dacă mergem mai departe, acceptând că viteza este mai mare decât viteza lumii, avem un negativ, un număr negativ sub radical și atunci avem un număr imaginar. Și acum, care e răspunsul aici? Păi bineînțeles că matematica e doar limbaj. Și totul este o convenție. Zero este o convenție. Nu există zero. Că e zero. Dacă e zero, nu există. Nu e așa. Infinitul nu există. Este doar o convenție. Și Mă rog, infinit adică nedeterminat, hai să, să fie mai clar, da? Dar este tot o convenție matematică și uh, numerele imaginare, bineînțeles că nu exprimă realități, pentru că da, sunt imaginare, nu e așa? E foarte logic. Bun. Și de Albert Einstein și spune, băi proștilor, iertați-vă, cam, asta asta înțeleg eu în 1905, așa uh, rezolvă problema foarte simplu, băi, 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 deștepților. Ok. vreți să mă faceți să cred că matematica greșește și uh, intuiția voastră, să zic, cantiană cu spațiul și timpul absolut uh, care, pe care se bazează mecanica newtoniană, este adevărată? Eu vă spun că matematica nu poate greși. Și atunci, atunci însemnează că, într-adevăr, spațiul se contractă, nu obiectul, că spațiul devine zero obiectul dispare din universul nostru, nu știu cum se întâmplă cu el, timpul se dilată la infinit și dacă vrei să mergi mai departe, viteza lui nu poate fi depășită, dar dacă e depășită, nu știu cum e depășită, într-adevăr, valoarea spațiului este un număr imaginar. Și ce înseamnă spațiul într-un număr imaginar? Probabil ceva într-un alt univers, dar există. Și acesta există. Bun, și dovada, dacă vreți să mergem mai departe, ajungem la teoria relativității generale în 1915, dar cert este că asta este o gaură neagră în ultima instanță. Uh, vă rog, uh, asta e singularitatea, dacă vreți, uh, este vorba despre uh, faptul că uh, structura spațiului și tipul e total alterată într-o gaură neagră și tot pe baza relativității deducem și uh, așa numită teorie Big Bang, Adică un univers care pleacă de la o, o masă infinită, volumul 0 și spațiu și timpul se dilată. Avem și constanta lui Einstein, care și aceasta este adevărată, este ceea ce numim acum energie întunecată. Toate aceste predicții matematice, făcute foarte contraintuitiv, să dovedesc adevărate, la fel cum fizica cuantică. Sunt niște predicții matematice pe care chiar aici a vrut să le niște simple convenții. Și totuși, sunt foarte adevărate și uh, se pare că, în ultima instanță, nu numai că spațiul și timp nu așa cum i-a spus Newton, dar spațiul știm și timpul nici măcar sunt realitatea fundamentală a Universului. Realitatea fundamentală este un câmp. Nu există spațiu și timp fără un câmp de energie. Și mergem mai departe și mai departe. Întrebarea este să nu te ne putem opri. Bun. Uh, hai să plec de la argumentul lui Plato din, din Timeos, anume că, până la urmă, există un univers infinit, care e Dumnezeu, și asta înseamnă că rațiunea este infinită, dacă este rațiunea infinită. Bun, cineva nu de Dumnezeu, perfect, n-am nicio problemă, n-am nicio problemă cu aceasta. Nimeni nu poate fi obligat să creadă că Dumnezeu există, Dumnezeu nu este un adevăr demonstrabil logic și de necontestat, ateismul este legitim, așa cum și teismul este legitim. Dar oricine poate crede că putem crea computere superioare minții noastre și aceste computere pot face operații pe care mintea noastră le poate face, le poate face mai repede. Și privind la Univers, chiar ce team de curând în revista de astrofizică, care, mă rog, e una dintre lecturile mele favorite, că dintr-o galaxie la distanță de 2 miliarde de ani lumină, 2 miliarde de ani lumină, uh, s-au captat uh, cam 70 de semnale care par să demonstreze uh, o origine inteligentă. Și, mă rog, e o speculație că ar fi vorba despre, nu despre semnale pentru comunicație, ci mai degrabă de o anumită tehnologie de zbor spațial undeva la 2 miliarde de ani lumină. Bun. Bine că sunt atât de departe, nu-i așa? Dar întrebarea este, există în univers, între miliarde de galaxii, măcar o singură inteligență care să fie atât de avansată în rațiune, încât noi să părem aproape animale pentru ea. Și logic spunem că da. nu așa? Așadar, ce vreau să spun este că totuși rațiunea este infinită în operația ei. Adevărul ra rațional este infinit. Ce este adevărul? Adevărul este relațiile logice dintre lucruri, care, dintr-un motiv sau altul, și nu vreau acum să speculez, se pare că sunt reflectate în mintea noastră și sunt născute. Uh, și uh, rațiunea nu este opinie. Rațiunea este o realitate fundamentală în universul nostru uh, pe care o reflectăm în mintea noastră. Uh, pentru că rațiunea reflectă relațiile logice din univers și de ce sunt aceste relații așa cum sunt, este o întrebare pe care o las pe seama filozofilor și teologilor. Însă hai să închei cu o concluzie. Și ce se întâmplă când miroși o floare, când admiri, o, o admiri cerul și marea și soarele și una și stelele și... sau când vezi o fată frumoasă pentru cei care n-au încă vârsta mea? Ce se întâmplă? Eu zic că este parte din a fi uman să ai aceste trăiri. Însă, este bine totdeauna să te întreb de ce ai. Și atunci când te întrebi, înțelegi că, de exemplu, floarea este așa cum este, fiindcă începând din Jurassic până în timpul nostru, florile și polenizatorii au fost într-o relație de simbioză. Polenizatorii au polenizat florile care le atrăgeau, îi atrăgeau prin culoare și miros și florile au atras polinizatori care au dus la succesor reproductiv și s-au răspândit mai mult. Și e interesant că diferite flori sunt specializate în diferiți polinizatori și viceversa. Acum și culturile umane s-au apucat să cultive flori după anumite cr criterii estetice culturale și au și-a dus contribuția. Și e frumoasă floarea, dar trebuie să înțelegi de ce e frumoasă. Și la fel, spune Eminescu, tinere ce plin de visuri, urmărești vreo femeie pe căluna scudeau, aur, se pe ale și apoi continuă. Nu uita că doamna are minte scurtă, haine lungi. Bun, în timpul nostru, poate doamna e mai deșteaptă decât tine și mai educată și probabil că poartă fustă scurtă sau pantalon, dar te întreb de ce ai toate aceste visuri când vezi femeia și pe undeva vin un răspuns că este la fel ca la polinizator și la albine și totul se reduce la gena egoistă și la niște algoritmi. Ai gena egoistă care, în ultima instanță, se reduce iarăși la o relație matematică. Nu înseamnă că nu ai voie să vizezi și să trăiești, dar rațiunea este bună fiindcă te ajută să-ți controlezi simțămintele și să nu iei rază și să nu faci prosticul în viața ta. Deci, adevărul este rațional și nu există nicio cunoaștere superioară celei raționale. Și dacă rațiunea umană este limitată, nu este din cauza că rațiunea este limitată, ci din cauza că noi vom continua să ne dezvoltăm. racinea umană va continua să se dezvolte în toate direcțiile, la infinit, atâta vreme cât va exista om. Și atunci când nu se va mai dezvolta, nu va mai exista om. Și vă spunem noapte bună. Și vă spun la revedere.